Lăudați să fie Iisus, dragi ascultători, dragi telespectatori, dragi prieteni care ne urmăriți de acasă în această zi specială pentru Dieceza de Iași. Ne bucurăm să vă salutăm din studioul amenajat Ercis Media în această zi de mare sărbătoare, nașterea Sfintei Fecioare Maria, împreună cu invitații surpriză despre care vă spuneam încă din zilele trecute. Așadar, mă bucur să vă salutăm moderatorii acestei ediții speciale, în primul rând, Alexandra Cojan și părintele Adrian Blăjuță, împreună cu invitații noștri surpriză, nu-i așa, părinte Adrian? Sigur că da, așa cum am promis privitorilor noștri, prietenilor noștri, pentru că știm că deja vă aflați în fața calculatorului de această dată și ne priviți și ne ascultați. Vom avea o ediție specială acum, înainte de hirotonirea noilor preoți, un 6 diacon care abia așteaptă cu emoții să fie hirotoniți preoți. Și ne aflăm într-un cadru special aici, în Muzeul Memorialul Anton Durcovici, realizat în preajma beatificării episcopului nostru martir Anton Durcovici. Atunci a avut loc la 17 mai 2014, acel moment emoționant. Dar să nu vorbim noi prea mult, pentru că avem deja primul invitat surpriză. Îl avem în mijlocul nostru pe preasfințitul Petru Ghergel, episcop emerit, cel care a însoțit dieceza de Iași așa de mulți ani, 41 de ani, mai întâi ca administrator apostolic al episcopiei, ca ordinarius al episcopiei de Iași și apoi ca episcop timp de 30 de ani și ne însoțește și mulțumim deja pentru prezența în această ediție specială. Preasfințite, deja vă dăm cuvântul, suntem într-un moment important de pregătirea hirotonirii unor noi preoți, 6 noi preoți, și vrem să ne întoarcem așa în istorie, în trecut, în dieceza de Iași, să vedem cum a fost perioada pregătirii preasfinției voastre în seminar, pregătirea pentru preoție. Mai întâi, mă bucur să vă salut pe toți în studioul, iată, episcopiei noastre aici, în acest cadru așa de minunat. În această zi, când vom participa la o hirotonire de preoți, 6 preoți noi, în catedrala noastră. De altfel, ne aflăm în catedrală aici, în acest cadru minunat, și ne bucurăm să fim împreună, salutându-vă din nou și salutându-i pe toți cei care ne urmăresc în acest moment de sărbătoare, în jurul și împreună cu Maica Domnului, care astăzi are ziua ei și o sărbătorim cu bucurie. E drept, această mare bucurie a bisericii noastre continuă, pentru că noi am avut mereu ocrotirea Maicii Domnului în biserica noastră, în dieceza noastră, în perioada aceasta lungă de slujire, sigur, cu aspectele ei, și în greutăți, și în bucurii. Preacurată Fecioară Maria a fost cu noi. Ne bucurăm așadar să vă avem ca și cei ce purtați un mesaj către întreaga noastră dieceză și nu numai, către întreaga țară, acum, într-un chip special, când participăm cu toții în jurul preasfințitului episcop diocezan Iosif Păvuleț la această sărbătoare a seminarului, a diecezei, a noastră. Revenim la acel moment, perioada formării, pentru că acum sunt alte condiții. Ne-ați povestit de mai multe ori în ce situație era seminarul. Cum era formarea în seminarul nostru de la Iași în perioada formării preasfinției voastre ca seminarist? Sigur, aș începe cu un exemplu trăit de mine. Și anume, în satul meu natal era un seminarist, Tânculesi Anton. Un tânăr care mergea mereu la biserică, era animat de această dorință și striga la poartă: Petrică, hai cu mine la biserică, mergem la slujbă. Sigur că de foarte multe ori am avut această plăcere, această bucurie să-l însoțesc. Și pe drum i-am pus o întrebare:
cum e la seminar? Care este atmosfera, viața de acolo din seminar? Sigur, eram preocupat pentru că gândul meu era deja de mai de mult să merg la seminar. Și Dumnezeu mi-a spus, așteaptă. Așteaptă să vii și ai să vezi. Sigur că m-a încurajat atunci seminaristul Anton Denculese și am continuat practic cu el să tot particip la celebrări pentru a mă pregăti ca să întâmpin viața din seminar. Trebuie să vă spun că era o viață cu adevărat plăcută, o atmosferă minunată, sigur, între străini. Am început seminarul la Alba Iulia. Acolo era singurul seminar cu cele două secții. Secția română și secția maghiară. Secția maghiară și secția română. Un an de zile am fost în acel cadru. Plăcut, cu surprize, cu noutăți, cu perspective, cu cei mari. Erau acolo teologi pe care îi admiram și toate aceste lucruri sigur că m-au impresionat. Dar de fapt trebuie să spun că pornirea mea către seminar a avut loc în alt cadru, în cadrul bisericii noastre din Gherești. Sigur că acolo l-am văzut eu pe primul preot zelos, dăruit, cu o alură de mare predicator și l-am admirat ori de câte ori, urca pe amvon și covora de pe amvon, transpirat. Și sigur că atunci m-am întrebat, da, eu n-aș putea să fac așa ceva. Și așa a început drumul meu spre seminar. Iar seminarul pentru noi era un loc plăcut, pentru că nu aveam probleme noi. Aveau alții probleme în jur. Noi aveam un proiect, un gând. Și mergeam mereu ca să împlinim acest gând. Eram fericiți în seminar, chiar la Alba Iulia. Într-o atmosferă largă, pentru că erau acolo români, maghiari, nemți, ucraini, croați, erau bulgari, mai mulți la un loc și formam o familie în seminar, seminarul mic, se chema pe vremea aceea Școala de Cantori, sau cum este astăzi liceul pentru noi. Acolo am trăit primii mei ani la seminarul din Alba Iulia. Primul an, pentru că următorii ani au fost la Iași. Am reușit să ajungem din nou la Iași. Nu datorită nouă, poate și nouă, că ne-am rugat, dar datorită episcopului nostru pe vremea aceea, monseniorul Petru Pleșca, care a știut astfel să lucreze încât să poată redobândi seminarul nostru de pe Copo. Și al doilea an am venit acasă, la Iași, pe Copo, unde am început o activitate cu totul specială, într-o familie, de acum unică, cu diferite vârste, dar toți eram într-o școală și spuneam cu toții Școala lui Iisus. Așa a început seminarul. Însă trebuie să spun că în jurul nostru erau foarte multe greutăți. Noi, vremea aceea, nu le prea cunoșteam pe toate, nu le sesizam. Însă zbuciumul era la cei care răspundeau de seminar. Grijile lor, cum să ne ajute să ne educăm pentru a fi preoți într-o atmosferă care era cu totul specială în acea perioadă. Preasfințite, dar iată, ne povestiți că se simțea acest zbucium, aceste griji care, cei drept, apăsau pe umerii formatorilor Sfinției voastre și a colegilor Sfinției voastre. Cu toate acestea, acest zbucium, aceste griji nu au făcut ca și în mintea dumneavoastră să se nască întrebarea, dar oare să mă mai fac preot? Nu va fi greu? Nu îmi va pune viața în pericol și așa mai departe? Pentru că, cu siguranță, pe undeva existau și aceste temeri. Ce v-a făcut să continuați totuși? Sigur că ceva
există și a existat, și anume un dialog cu mama. Mama, care era mai grijulie, preocupată, trăind într-o situație cu totul dificilă, cu tata a fost primar, cu probleme, cu posibile arestări și așa mai departe. Și sigur că mama a insistat asupra mea ca să văd, să dau mai departe răspunsul meu, să-l dau conștient. Sigur că am spus da, mereu am spus da, deși nu cunoșteam chiar toate și a fost bine că nu le cunoșteam pe toate. În schimb, mama m-a avertizat mereu să am grijă, să nu mă încred în toți, mai ales cei care urmăreau ce se întâmplă în satele noastre, și să am grijă de mine, să nu merg cu pași înainte fără să mă hotărăsc în clar pentru acest drum. Și ușor, ușor s-a apropiat și ultimul an de formare și, bineînțeles, ziua hirotonirii, pentru că facem cumva legătura și cu sărbătoarea pentru care ne pregătim astăzi. Ce vă amintiți din acele ultimele zile înainte de hirotonirea ca preot și apoi, bineînțeles, din ziua hirotonirii? Noi ne-am transferat la Iași și am continuat programul nostru aici, la Iași. Sigur, un program de data aceasta, cum spuneam mai înainte, particular, în care ne bucuram de o familie și sigur că am început să auzim de mai multe lucruri. Între altele am auzit că mai mult de jumătate de preoți erau închiși. Lucrul acesta, sigur că pentru noi spunea ceva, dar nu prea mult. Din contra, spunea că noi trebuie să fim aceia care să putem duce mai departe acest mesaj al credinței. Nu știam chiar toate noi la început, dar știam acest lucru. Și am trăit această atmosferă zi de zi, ani de ani, până a venit momentul ca în anul 1965 să ne apropiem de episcopul de Alba Iulia, Marton Aron. Era singurul episcop în țară. Trebuia să mergem la Alba Iulia și acolo să primim ordinele minore și să primim și subdiaconatul, diaconatul și preoția. Sigur că era acea atmosferă de așteptare, de grijă, dar de bucurie, deosebit de mare bucurie, pentru că se împlinea un vis al nostru, o credință care n-a fost de nimeni zdruncinată. Că ne-a pus probleme, întrebări și am dat răspunsuri, dar am rămas statornici în acest drum al nostru. Și sigur că ar fi multe de spus, însă probabil o să trebuiască să mai avem astfel de momente pentru a ajunge la amănuntele care erau în seminar. Însă dorința noastră fierbinte era ca să ne apropiem curajoși de acest moment. Și așa am ajuns să mergem cu trenul peste Carpați la Alba Iulia să primim întâi ordinele minore și subdiaconatul, apoi diaconatul și preoția la 27-29 iunie. Atunci am fost hirotonit preot de acest mare erou al bisericii noastre, episcopul Anton Turcă. Episcopul de la Alba Iulia, Marton Aron. Apropo de episcopul Anton Durcovici, parcă ați preîntâmpinat o întrebare. Ne aflăm într-un loc special, ne aflăm aici în memorialul Anton Durcovici, un loc încărcat de istorie, de emoție și știm că și preasfinția voastră l-ați întâlnit pe preasfințitul Anton Durcovici, dar apoi a făcut tot posibilul ca această muncă de a-l avea ca fericit al bisericii noastre a continuat și v-ați dat tot efortul, nu v-ați dat odihnă pentru ca să-l avem fericit. Care a fost dorința, cu ce gânduri ați simțit acel moment pe 17
mai 2014, momentul beatificării Anton Durcovici, și deja putem să-și introducem și să prezentăm acest memorial Anton Durcovici. Aș începe mai înainte. Aș începe cu momentul când am primit mirul. Atunci a fost prima dată pentru mine bucuria de a vedea un episcop. Un episcop înalt. Așa făceam eu la un moment dat o comparație cu un titan, așa cum îl vedeam noi, proiectat pe cer, de la distanță. Sigur, așteptam să ajungă și la mine pentru a primi taina sacramentul mirului. M-am bucurat acest lucru și nu am uitat niciodată această imagine. Frate că, sigur, n-am avut posibilitate de un contact direct, dar ea a rămas și a rămas mereu în amintirea mea și în seminar, auzind de foarte multe ori despre el. Și trebuie să spun că principala noastră bucurie era că aveam un regulament micuț care era datorat acestui episcop nostru. Un regulament pentru seminar cu niște precizări clare pentru seminariști. El fusese, sigur, așa cum știm, și profesor, educator, rector, director la București. Și de aceea memoria lui a rămas de foarte multe ori discret, dar continuu. Profesorii noștri ne vorbeau despre el și ne dădeau de exemplu. Eu, când am ajuns să fiu preot, m-am bucurat mult că acesta a fost pentru noi un înger păzitor și m-am bucurat apoi să știu că el este un protector al tuturor, al nostru. Și la momentul când am fost ales să fiu episcop, nu am putut să fac alt lucru decât să-l amintesc pe el cu cuvintele memorabile. Va veni un timp și pentru acest popor atât de încercat, când să se simtă mai bine, să se simtă fericit și liber. Și venise timpul atunci când am fost eu erotonit, consacrat episcop. Iată, ar mai fi multe de spus, dar tocmai pentru că urmează în câteva minute să dăm legătura la această sărbătoare a hirotonirii, un gând pentru noi preoți, pentru cei care, iată, începând de astăzi, vor lucra cu toate forțele în această, să spunem, muncă deosebită de slujire ca preoți ai lui Hristos. Acum am fost fericit să spun la peste 590 de preoți noi sfințiți în perioada cât eu am fost episcop, să spun mereu un gând de prețuire. Și o fac și acum, când știu că această misiune o are preasfințitul episcop Iosif, fac și acum, încurajându-i pe acești noi neopresbiteri, să aibă curaj într-o lume nouă, să meargă mai departe cu entuziasm, cu bucurie, că și nu este o cale mai frumoasă și fericită decât cea când îl urmezi pe Dumnezeu și îl ai mereu în față. Le doresc să aibă o preoție binecuvântată, să fie cu adevărat utili, folositori și mai ales nu să se prezinte pe ei, și să-L prezinte mereu pe Hristos. Și sigur că să nu uite că toți am avut, avem și ei au aceeași mamă, pe Preacurata Fecioară Maria, ocrotitoarea tuturor preoților. Vă mulțumim, cu siguranță vor ajunge aceste gânduri și la urechile noilor preoți astăzi. Vă dorim sărbătoare binecuvântată în continuare și încă o dată mulțumim că ați fost alături de cei care ne-au urmărit de acasă și care își doresc să trăiască împreună cu noi această sărbătoare. Vă salut din nou și vă invit să participăm cu toții la această nouă hirotonire în catedrala noastră, într-o suită de sărbători care vorbesc despre credința poporului nostru. Și sigur că gândul nostru este
către toți credincioșii curaj și în aceste momente de altfel de suferință, dar nu suntem singuri. E Dumnezeu cu noi și Maica Sfântă ne însoțește. Mulțumim, iată, dragi prieteni, a fost alături de noi preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit. Continuăm ediția noastră specială și ca pregătire pentru sărbătoarea de astăzi, vă spunem că cei 6 candidați la preoție au avut aseară un alt moment special. Este vorba de profesiunea solemnă de credință și jurământul de fidelitate în capela Institutului Teologic din Iași. Am fost prezenți împreună cu echipa RCIS Media pentru a prelua imagini de acolo și o să le rog pe colegul nostru din regia tehnică, colegul nostru Edi, să ne arate aceste imagini deosebite. Spuneam, 6 diaconi și-au depus profesiunea solemnă de credință și jurământul de fidelitate în capela Institutului Teologic Sfântul Iosif din Iași. Celebrarea a avut loc așadar în ajunul sărbătorii nașterea Sfintei Fecioare Maria, în prezența preasfințitului Iosif Păuleț, a profesorilor formatori, dar și a colegilor seminariști. La începutul celebrării, preasfințitul Iosif Păuleț i-a invitat pe cei prezenți să se roage pentru candidații la preoție ca să fie statornici în chemare și să poată primi cu vrednicie misiunea apostolică. După lectura citită din cartea a doua a lui Samuel despre profeția lui Natan, cu toții au intonat cuvintele psalmistului: inima mea se bucură în Dumnezeu, mântuitorul meu. A urmat apoi proclamarea fragmentului evanghelic luat din Sfântul Ioan, în care Iisus de pe cruce îi încredințează Mariei pe discipolul iubit, iar acestuia pe mama lui. Făcând referire la acest text, preasfințitul Iosif Păuleț, în cuvântul de învățătură, i-a îndemnat pe diaconi să privească mereu la Maria ca la un model de slujire a lui Hristos în biserica pe care el însuși a înființat-o. Mai apoi, iată, profesiunea solemnă de credință, spunea preasfințitul Iosif Păuleț, dar și acest jurământ de fidelitate reprezintă ultimul moment de pregătire pentru ziua în care vor primi taina preoției, preoție care este a lui Hristos, iar el, ca mare și veșnic preot, o împarte celor pe care îi cheamă. Celebrarea a continuat cu manifestarea publică a dorinței de a se consacra lui Dumnezeu și bisericii sale, rostită de cei 6 candidați la preoție, după cum vedem și în aceste imagini. Astfel, ei s-au angajat să îndeplinească toate obligațiile acestui ordin sacru. Spuneau ei: așa promit, așa făgăduiesc, așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și această sfântă evanghelie a lui Dumnezeu pe care o ating cu mâna mea. Au fost cuvintele finale ale jurământului pe care le-au rostit îngenunchiați în fața episcopului. Întorcându-se la altar, mai apoi, preasfințitul Iosif Păuleț a introdus rugăciunea Tatăl nostru, după care a împărțit tuturor binecuvântarea sa apostolică. Celebrarea s-a încheiat cu îndemnul cântecului final: mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura. Iar în acest timp, cei 6 diaconi au semnat această profesiune solemnă, jurământul, dar și declarația în prezența a doi martori și a episcopului Iosif Păuleț. Vedem așadar aceste imagini care au fost luate chiar aseară de la acest moment emoționant trăit de cei 6 diaconi care astăzi vor primi acest sacrament deosebit, taina Sfintei Preoții. Și mă bucur să avem și alături de noi doi invitați dintre cei 6 diaconi. Iată, mă bucur să îi salut alături de noi, în primul rând, pe Părintele Diacon Paul Alexandru Vârga, lăuda să fie Iisus, bun venit! În vecii vecilor, amin, bine v-am găsit! Dar și pe Părintele Diacon Iulian Mihail Echert, lăuda să fie Iisus! În vecii vecilor, amin! Le spunem celor de acasă că le mulțumim invitațiilor noștri, ei în câteva momente vor trebui să se pregătească deja pentru această sfântă liturghie deosebită, dar un cuvânt și pentru cei de acasă cu siguranță nu strică pentru a împărtăși cu ei din bucuria care se trăiește acum. Până la această mare sărbătoare, sărbătoare pentru care, iată, mai avem doar câteva momente, au fost aceste ultime zile dinainte. Povestiți-ne cum le-ați trăit! Sigur că înainte de orice moment important, sunt zile pline de emoție, pline un pic de stres, dar și momente de bucurie. Pentru că
acest eveniment, acest sacrament pe care îl vom primi, este un sacrament extraordinar pe care ni-l oferă Dumnezeu nouă, nevrednicii săi credincioși, slujitori. Au fost multe pregătiri, multă agitație, dar în 30 de minute acestea sperăm că or să dispară și să fim cu totul deschiși pentru a primi acest mare har. Părinte Diacon Iulian, la dumneavoastră cum a fost? La fel ca și colegul meu, Paul, tot pot să spun că au fost zile pline de emoții, însă au fost emoții constructive și acestea m-au ajutat să înțeleg misiunea pentru care astăzi m-am pregătit, pe care o voi primi astăzi, aceea de a fi preot. Și chiar dacă suntem sub umbrela acestei năpaste a virusului, a pandemiei, perioada aceasta de diaconat, de slujire, din decembrie până în septembrie, a fost foarte frumoasă pentru că am reușit să aprofundez însemnătatea slujirii, ce înseamnă să fii un reprezentant al lui Hristos în mijlocul poporului și să slujești cu credință și cu iubire poporului Dumnezeu. În orice moment, iată, într-adevăr. Ați amintit de această pregătire și v-aș întreba cumva câteva lucruri legate de această pregătire din timpul seminarului. Ar fi probabil mult de spus pentru fiecare zi în parte, dar în câteva cuvinte, cum ați caracteriza această formare la seminar? Anii de seminar au fost niște ani extraordinari. Chiar dacă sunt mulți, sunt 6 ani de formare plus un an pastoral, au fost niște ani extraordinari în care am reușit și am încercat să ne formăm cât am putut de bine, atât din punct de vedere uman, din punct de vedere spiritual, intelectual, dar și din punct de vedere pastoral. Seminarul pentru mine a fost o casă a bucuriei și a prieteniei. Nu vreau să sun pompos, dar așa a fost. Pentru că împreună cu colegii seminariști am format prietenii, ne-am simțit bine împreună, am și muncit împreună. A fost frumos. Și cel mai mult pot să spun că seminarul m-a pregătit să răspund la provocările lumii de astăzi, la așteptările lumii de astăzi și să înțeleg că preotul nu este doar un conducător, ci este, cum am spus și la început, slujitor și el trebuie să fie mereu, întotdeauna prezent și disponibil față de credincioșii care sunt încredințați. Iată, l-am avut mai devreme pe preasfințitul Petru Gherghel, care ne vorbea chiar referitor la locul în care ne aflăm în acest memorial dedicat fericitului Anton Durcovici, despre cum figura acestui episcop, dar nu numai a lui, l-a marcat, aceste figuri l-au marcat și l-au format ca preot și apoi ca viitor episcop. Care ar fi figurile care pe voi v-au marcat sau care v-au susținut, de ce nu, în acești ani? Cui ați dori să-i spuneți un simplu mulțumesc astăzi? În primul rând trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a oferit, darul vocației, dar trebuie să mulțumim multor persoane, în primul rând familiei, al doilea rând familie, în primul rând era Dumnezeu, familia, rudele, binefăcătorii noștri, dar și celor care ne-au susținut în ultimii ani la seminar, părintelui rector, părinților formatori, părinții spirituali, ei mereu au fost alături de noi și ne-au încurajat să mergem pe calea cea bună. Cu Iulian. Sunt multe persoane cărora aș putea să le spun mulțumesc și deoarece sunt așa multe, decât să omit pe cineva, mai degrabă spun așa în general, familiei mele îi mulțumesc, prietenilor, cunoștinților, preoților din parohie, surorilor cu care am colaborat în anul pastoral, în parohiile unde am activat ca și diacon. Le mulțumesc pentru că știu că au contribuit cu rugăciunea lor, cu sprijinul lor la clădirea vocației mele și de aceea îmi plec capul înaintea lor și le spun mulțumesc pentru că au fost alături de mine și că m-au susținut pe acest drum. Și iată, îi invităm să se roage în continuare pentru vocația voastră și pentru acest drum pe care îl veți începe, pentru că, să spunem așa, este un finish, dar este și un start. Și tocmai referitor la acest start, cu siguranță în aceste ultime zile, dar și în timpul exercițiilor spirituale pe care știm că diaconii le trăiesc înainte de momentul hirotonirii, ați avut și ocazia să, nu știu, poate să vă puneți anumite
propuneri sau să vă luați anumite angajamente cu care să începeți acest drum. Vor mai veni angajamente și pe parcurs și cu siguranță vă veți mai lua și alte propuneri, dar astăzi, în mod concret, sau în aceste zile, cum v-ați propus să rostiți acel da? Astăzi este o zi extrem de importantă pentru mine și acest da vreau să-l rostesc din toată inima și să mă pun pentru toată viața în slujba lui Dumnezeu și a poporului său. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales, că a privit la nevrednicia mea, la faptul că sunt o persoană mică și că mi-a încredințat o misiune așa de mare. Știu că are așteptări de la mine Dumnezeu, pentru că nici eu nu vreau să-L dezamăgesc, că știu că m-a chemat și a investit în mine și vreau ca să slujesc, să fiu asemenea lui Iisus Hristos, să fiu un păstor blând și smerit cu inima și să fiu alături de toți, să fiu disponibil pentru toți. Și iată, trăiți acest moment într-o sărbătoare dedicată Sfintei Fecioare Maria, tocmai de aceea o rugăm să fie călăuza voastră și să fie model de slujire, după cum vă îndemna preasfințitul Iosif Păvleț și aseară, la momentul de profesiune solemnă. Noi vă însoțim cu rugăciunea noastră, atât în cadrul celebrării pe care o vom transmite, iată, în scurt timp, în aproximativ 28 de minute, așa ca să fiu precisă, dar pe tot parcursul acestui drum, pentru că, într-adevăr, e nevoie ca pentru a avea preoți sfinți să ne și rugăm. Mult succes în activitate, har de la Domnul și binecuvântare. Mulțumesc frumos. Mulțumim, iată, au fost alături de noi doi dintre cei 6 diaconi care astăzi vor fi ridicați la treaptea preoției, părintele diacon Paul Alexandru Vârgă, dar și părintele diacon Iulian Mihail Eckert. Mergem mai departe, dragi prieteni, și vă propun să continuăm cumva această imagine pe care dorim să o conturăm despre formare. Și în acest sens vă propun să urmărim un material realizat pentru TVR Iași de către Carmen Olaru cu ocazia campaniei O istorie împreună, dedicată întâlnirii cu Sfântul Părinte Papa Francisc, care ne-a vizitat țara anul trecut. Așadar, despre formarea la Seminarul Mare. Îl rugăm pe Edi, colegul nostru de la Regia Tehnică, să ne arate imaginile. Învățământul catolic din Moldova are astăzi mai multe instituții de nivel liceal și câteva cu grad universitar, toate pregătind atât viitori preoți cât și tineri cu o educație solidă care pot urma orice alt parcurs în viață. Fondată în anul 1886 de episcopul Nicolae Iosif Camilli, cu acordul papei Leon al XIII-lea, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași este cea mai reprezentativă instituție de învățământ din dieceză. Institutul a fost închis de regimul comunist între anii 1948-1956 și redeschis ca secția română a Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. În anul 1990 redobândește structura autonomă cu rector propriu sub jurisdicția episcopului diecezan de Iași. Din aprilie 1995, institutul a fost afiliat la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Pontificale din Lateran. De-a lungul timpului, peste 1500 de preoți s-au format la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif Iași, atât pentru Moldova, cât și pentru diferite țări ale Europei sau misiuni din întreaga lume. Formarea viitorilor preoți se desfășoară pe mai multe planuri, are mai multe dimensiuni. Este o formare intelectuală, unde candidații, în cadrul căreia candidații dobândesc cunoștințele teologice necesare desfășurării activităților. Această formare intelectuală este făcută în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, prin Facultatea de Teologie Romano-Catolică, astfel că la finalul studiilor absolvenții dobândesc diploma de master în teologie. De asemenea, există o altă dimensiune, aceea a formării umane, care este fundamentală. Viitorii preoți trebuie să dobândească acele calități și virtuți umane care să îi facă capabili să interacționeze cu semenii lor,
care să-i transforme în lideri ai comunităților în care vor lucra, lideri umani, dar în primul rând lideri spirituali. Urmează apoi o formare spirituală, duhovnicească. Tinerii dobândesc, trebuie să dobândească în cadrul acestei formări acele calități sufletești care, apropiindu-i pe ei de Dumnezeu, să poată să conducă la rândul lor comunitatea care le este încredințată pe această cale, pe drumul spre Dumnezeu. Nu în ultimul rând, există și o formare pastorală. Studenții încă din această perioadă fac o anumită practică în parohiile din Iași, dar nu numai, din toată dieceza, pentru a se familiariza cu realitățile concrete pastorale din dieceza noastră. La sfârșitul celor 6 ani de studii, absolvenții au un bagaj de cunoștințe și experiențe care îi ajută să activeze ca buni preoți. Eu sunt în anul 5 și această ultimă perioadă de pregătire până la diaconat în decembrie este o perioadă de, nu știu, plină de provocări, pot să spun. Pentru că înțelegem și mai bine ce avem de făcut în viitor ca preoți. Anul 5 urmează după anul pastoral. Am trăit un an de zile într-o parohie și am învățat ce înseamnă să conduci o parohie, cum face un părinte paroh. Cred că această ultimă perioadă, 6 luni până în decembrie, va fi o perioadă în care aprofundăm ceea ce am acumulat în anul pastoral și în anii de formare aici în seminar și o perioadă în care să ne încredințăm mai bine Domnului, milostivirii sale, să înțelegem care este rolul nostru de păstori de suflete. Anul seminar teologic Sfânt Iosif Bacău. Așadar, am urmărit acest material deosebit realizat, spuneam, în cadrul campaniei O istorie împreună catolicii din Moldova, o campanie realizată de TVR Iași cu ocazia vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România. Îi mulțumim doamnei Carmen Olaru, care a realizat și acest reportaj, în care am văzut în mod practic locurile în care au trăit în acești ani de seminar, chiar și diaconii pe care i-am avut înainte ca invitați, dar și următorii noștri invitați de astăzi. Mă bucur să mergem mai departe cu această legătură dintre teorie și practică, dintre formarea la sacramentul preoției și apoi ce înseamnă concret ce vor face ei după acest da rostit astăzi, să spunem, în mod public, nu-i așa, de a deveni preoți ai lui Hristos. Și tocmai de aceea mă bucur să îi salut în continuare pe invitații noștri. Este vorba de părintele Ionuț Eremia Imbrișcă, profesor și formator la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași. Lăudat să fie Iisus, bun venit! În vecii vecilor, amin, bine v-am găsit! Dar avem și un seminarist care se pregătește practic pentru treapta diaconatului și apoi pentru treapta preoției. Este vorba de Ionuț Lucian Minac. Lăudat să fie Iisus, bun venit! În vecii vecilor, bine v-am găsit! Încă nu cu atât de multe emoții, pentru că este încă în pregătire, dar luăm și învățăm, nu-i așa, din tot ceea ce se întâmplă aici. Spunem că am văzut deja imagini de la acest loc în care are loc, nu-i așa, formarea aceasta de la seminarul de aici, din Iași. Practic, ce reprezintă anii de seminar? De ce acest seminar? De ce un loc unde nu doar învață, dar și trăiesc viitorii preoți? Ce ne spuneți, Părinte Iosif, despre toate acestea? Da, într-adevăr, de ce un loc în care acești tineri locuiesc împreună, parcurg un drum împreună? Pentru că vorbim de un întreg proces de formare, un întreg proces de formare compus din diferite etape formative care să ajute la formarea integrală a preotului, care să fie după inima lui Iisus Hristos. Se formează ucenici și păstori după inima lui Iisus Hristos la Seminarul Mare din Iași. Tocmai de aceea este important acest timp în care ei să locuiască împreună, să parcurgă drumul formării împreună. Și spuneam că acest drum este compus din diferite etape. I-am auzit pe studenții care au vorbit mai devreme despre prezența lor în seminar și despre trăirile pe care le-au avut acolo,
despre durata pe care au trăit-o în seminar, eu aș vrea puțin să o teoretizez și să spun că, practic, începutul lor în seminar a reprezentat o primă etapă, o etapă a uceniciei, o etapă în care au învățat să fie mult mai mult ucenici ai lui Iisus Hristos în sensul de a sta și de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, de a-L medita, de a învăța să se roage, de a participa la Sfânta Liturghie zilnică, de a avea colocvii cu directorul spiritual, apoi de a învăța ușor-ușor să înveți exercițiul tăcerii, al silențiumului în care să asculți glasul lui Dumnezeu, apoi această nevoie de a fi împreună cu ceilalți, de a-L cunoaște pe celălalt, de a-L respecta pe celălalt, de a-L accepta pe celălalt, împreună cu celălalt să te cizelezi, să-și cizelezi propriul caracter și astfel ușor-ușor să înțelegi mai mult despre ceea ce înseamnă această chemare pe care ai primit-o un dar de la Dumnezeu, să te verifici dacă ai primit cu adevărat această chemare și atunci vorbim de un întreg discernământ pe care ei îl fac în această etapă a uceniciei, primii 2 ani de seminar. E și cunoscut la noi cu ciclul acesta filozofic. Bineînțeles că și această etapă este pregătită de o altă etapă, etapa propedeutică, începută deja pentru mulți dintre ei la seminarul mic din Bacău și iată și în acest an sunt câțiva dintre cei care vor fi sfințiți preoți care au făcut acest drum la seminarul din Bacău și la fel și acum sunt mulți tineri care se pregătesc în acest seminar. Apoi sunt și alți tineri care fac această etapă propedeutică în parohiile lor, în legăturile pe care le au cu părinții paroși și vicari. Deci e un drum pe care îl pregătesc înainte de a începe efectiv această etapă concretă de ucenicie în seminarul din Iași. Cu alte cuvinte, nu este obligatoriu să faci seminarul mic pentru a merge la seminarul mare. Pentru cine poate nu știe. Așa, foarte bine ați precizat, în sensul că sunt tineri care percep această chemare la Sfânta Preoție mai târziu, după perioada liceului, alții chiar după ce au terminat o facultate, după ce au avut o experiență de serviciu și așa mai departe, și vin și exprimă această dorință de a intra în seminar și încep acest proces, acest drum de formare spre Sfânta Preoție. Apoi începe etapa aceasta a conformării cu Iisus Hristos, începând cu anul 3 de seminar, cu ciclul acesta teologic, în care e un prim pas în care tinerii care au făcut această cerere de a intra în seminar după 2 ani de zile, exprimă această dorință de a se conforma cu Iisus Hristos și sunt admiși printre candidații la ordinele sacre ale diaconatului și prezbiteratului. Bineînțeles, drumul continuă, la fel, cu căutare, cu dorința de a crește, de a se apropia de Iisus Hristos, de a dezvolta virtuțile în viața lor și de a fi cât mai mult, de a se pregăti cât mai mult în a crește în toate aceste dimensiuni ale formării, așa cum au spus și cei dinaintea mea, dimensiunea umană, care reprezintă baza, fundamentul. Fără această formare umană, tot edificiul care se construiește s-ar dărâma dacă nu ar fi o formare umană solidă. Apoi formarea spirituală care reprezintă inima formării la Sfânta Preoție, faptul de a fi aproape de Iisus, de a simți șoaptele Duhului Sfânt, de a te încredința Maicii Domnului. Apoi etapa aceasta, apoi dimensiunea aceasta intelectuală, nu? Faptul de a crește, de a asuma sau de a asimila învățătura Bisericii și prin știință, nu? Să înțelegi și mai mult chemarea pe care ai primit-o și să înțelegi și mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi această dimensiune pastorală care nu este altceva decât scopul întregii formări, pentru că ei fiind preoți apoi vor merge să lucreze în via Domnului. Așadar, etapa aceasta a conformării și o ultimă etapă, aceasta a sintezei vocaționale sau etapa aceasta pastorală în care cei care au terminat procesul de formare în seminar, ușor-ușor sunt inserați în clerul diecezan, ca diaconi, deja fac experiențe în diferite parohii, încep să cunoască și mai mult realitatea aceasta a clerului, urmând ca, iată, astăzi să trăim această zi solemnă, frumoasă, în care ei, în fața lui Dumnezeu, spun acest da solemn și prin rugăciunea de consacrare și prin impunerea mâinilor episcopului, ei vor fi preoți ai lui Iisus Hristos.
Vedem așadar că pe de-o parte este această trăire în seminar, așadar ca într-o familie, după cum spuneam mai devreme și unul dintre invitați, dar și această trăire în pastorație, această ieșire practic din acel loc unde, să spunem, toate merg bine sau oricum există spațiul propice pentru ceea ce ei învață și pentru ce se pregătesc, după care, la un moment dat, atât ca seminariști, dar și ca diaconi, ați spus, sunt inserați în parohie sau în diferitele misiuni la care poate își doresc să ajungă sau sunt trimiși. Cât de importantă este și această dimensiune practică, să o numim, efectiv pastorală, în care dau piept, iată, cu realitatea, cum a fost anul acesta, cu realitatea pandemiei. Într-un fel s-a trăit în seminar, cu siguranță într-alt fel s-a trăit în parohie. Nu este important, ci este foarte important această parte pastorală și faptul de a fi în relație permanentă cu comunitățile parohiale, cu credincioșii, pentru că spuneam că această formare care se face în seminar, nu, practic are ca finalitate, ca scop, ca viitorii preoți să lucreze, să slujească poporului Dumnezeu, să fie păstori pentru comunitățile în care ei vor merge și vor sluji, vor desfășura activitatea lor sacerdotală. Și tocmai de aceea această muncă pe care eu vor face apoi ca preoți este pregătită de acest contact permanent cu comunitățile parohiale și cu diferitele structuri existente în dieceză. De aceea există un an pastoral. Da? După ce se termină anul 4 de seminar, este un an în care ei merg și un an de zile fac această practică pastorală. Ei se desprinde realitatea seminarului, merg în parohie și acolo trăiesc îndeaproape această realitate inclusiv a preotului diocezan, pentru că pot observa și mai mult cum trăiește preotul, dar în același timp pot simți și mai mult sau pot percepe și mai mult acest miros al oilor, nu? După cum este cunoscut această expresie pe care o avem de la Papa Francisc. Și, dar nu numai anul pastoral, pentru că studenții aceștia sunt mereu în fiecare an, merg în vacanțe de Crăciun, de Paști, în vacanța mare, ei sunt aproape de biserică, aproape de părinții din parohie și părinții au grijă să îi implice în diferite activități, la fel, e o activitate pastorală pe care o desfășoară și în timpul vacanțelor. Așadar, deja, din momentul în care ei fac cererea să intre în seminar și pe toată perioada parcursului de formare în seminar, ei rămân ancorați în această realitate pastorală, de a fi aproape de oameni, de a percepe realitățile timpului în care trăim, de a simți ceea ce se întâmplă în comunitățile noastre catolice și așa mai departe. Pentru că apoi, când vor termina studiile și când vor fi sfințiți preoți, întorcându-se în parohii, să aibă această realitate cu parohiile noastre destul de bine dezvoltată în viața lor. Și mă bucur că nu ați venit singuri, iată, ați venit însoțit de, spuneam, seminaristul Ionuț Lucian Minca, cel care se pregătește pentru anul 6, dacă am înțeles bine. Sigur. Așa, cu alte cuvinte, deja experiența pastorală prima a trăit-o. Da. Cum s-a îmbinat partea practică cu partea teoretică? Ce așteptări ați avut, de ce nu? Ce ați întâlnit în parohia sau în locul în care v-ați desfășurat această activitate? Ce ne povestiți? Anul pastoral eu l-am desfășurat în parohia romano-catolică Șcheia, Iași. O parohie micuță, dar o parohie foarte frumoasă. Pot să spun că am avut experiențe frumoase acolo, mai ales că eu venind dintr-un mediu de la oraș, mergând acum la țară, am întâmpinat o altă realitate, să zicem. Dar în același timp o foarte mare bucurie am avut, pentru că alături de parohia de la Șcheia, acolo lucrează niște surori care au în grijă copii și tot programul meu s-a desfășurat în fiecare zi și alături de copiii din acel centru. Iar acest lucru pentru mine a fost ca o binecuvântare. Apoi, desigur, toată experiența pastorală pe care am avut-o la Șcheia a fost o experiență frumoasă, o experiență care cred că va rămâne mereu fiind prima, niciodată n-am să o uit. Și tot ceea ce am acumulat în seminar până
la experiența pastorală. Sigur că au fost multe lucruri care mi-au fost de folos, pe care am putut să le împărtășesc altora, sau dacă nu au fost de folos, cel puțin pentru mine, la nivelul meu spiritual, la momentul în care eu întâmpinam ceva ce nu era ok și știam cum să mă raportez în fața acestor probleme, făcând referință la multe lucruri pe care le-am învățat în seminar, care mi s-au spus sau care mi-au fost împărtășite de către preoți sau colegii mai mari. Cu alte cuvinte, se poate pune în practică ceea ce se învață în seminar. Nu e sigur lucru diferit. Urmează, spuneam, anul 6 și odată cu anul 6 diaconatul și mai apoi așa ziua hirotonirii, așa cum este și pentru colegii tăi mai mari. Cum e să te pregătești, iată, pe de o parte pentru diaconat și apoi să trăiești cumva deja emoțiile pe care colegii tăi le trăiesc astăzi? Emoții sigur sunt și mereu au fost, din anul întâi până în momentul de față, mereu când vedeam colegii mai mari care ajung înaintea noastră, ne uitam mereu cu admirații și spuneam, a, mai avem 5 ani, mai avem 4 ani, mai avem, și am ajuns acum totuși și spunem că urmăm. Și chiar un coleg de-a meu ieri spunea lucrul ăsta, în 3 luni, chiar de astăzi, în 3 luni, dacă totul ar decurge ok, ar trebui să fim noi pe 8 decembrie. Și sigur că sunt emoții, și sunt, adică e normal să avem emoții. În același timp vreau să mă încred în Dumnezeu cum am făcut-o și până acum și să cred că El este singurul care poate duce împreună cu mine, desigur, cu răspunsul meu afirmativ, poate duce la îndeplinire lucrarea pe care El a început-o în viața mea și cred că în viața fiecăruia dintre colegii mei. Ce înseamnă diaconatul? Sau ce fac ei în acest timp în care sunt diaconi și până la hirotonire, așa pe scurt? Da, practic cu diaconatul deja ei intră, e prima treaptă a Sfintei Preoții. Primind această sfințire diaconală, ei proclamă Cuvântul lui Dumnezeu în mod în biserică, în celebrările liturgice și apoi predică acest cuvânt al lui Dumnezeu. Bineînțeles, dezvoltăm și celelalte realități specifice diaconului, nu? De a înțelege și mai mult această realitate a slujirii, diaconii fiind prin excelență slujitori. Da. De la diaconat, spuneam, urmează mai repede sau mai puțin repede, așa cum a fost anul acesta, ridicarea la treapta preoției. Eram obișnuiți în luna iunie să ne pregătim pentru acest moment, iată că pandemia a făcut ca luna iunie să se transforme în luna septembrie, dar e bine și așa, nu ne plângem. Mulțumim Domnului pentru ceea ce trăim și ce primim. Pentru cei de acasă, practic ce urmează după ziua de astăzi pentru preoții nou sfințiți? Pentru cei de acasă, mai ales cei care ne vor urmări prin transmisiune, vor urmări prin această transmisiune celebrarea din catedrală, se pot uita la cei care vor fi sfințiți preoți și unul dintre cei care va fi sfințit preot va putea ajunge în parohia de unde este persoana care se uită la televizor și urmărește această transmisiune. Așadar, după sfințirea aceasta sacerdotală, neopresbiterii vor avea prima loc Sfântă Liturghie în comunitatea de unde provin, un moment deosebit pentru ei, dar și pentru întreaga comunitate, pentru că noi știm că este darul lui Dumnezeu, dar în același timp este și rodul rugăciunilor unei întregi comunități, a unei familii și, prin urmare, ei întorcându-se în comunitatea lor natală, practic împreună cu această comunitate care s-a rugat, care i-a văzut cum a crescut pe parcursul seminarului, vor aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu. După această primiție, așa cum o înțelegem noi și așa cum o cunoaștem noi, urmează apoi ca ei să primească numirea din partea episcopului nostru și să meargă într-o parohie pentru a desfășura activitatea de preot. Adică să se apuce de treabă, cum ar veni, pentru ceea ce s-au format. Ionuț, închei cu tine un gând pentru colegii tăi, pentru viitorii noi preoți sfințiți astăzi. Eu le doresc mult succes, să nu uite niciodată să lucreze cu harul lui Dumnezeu și să se lase instrumente docile în mâna lui, pentru că eu cred că el este cel care lucrează întotdeauna cu noi, pentru că noi nu avem niciun merit. Mulțumim, vă mulțumim pentru prezență și vă dorim în continuare o sărbătoare binecuvântată. Vă lăsăm să vă pregătiți pentru Sfânta Liturghie. Mulțumesc frumos pentru invitație și să dea bunul Dumnezeu să avem cu toții o sărbătoare frumoasă și să-i mulțumim pentru darul Sfintei Preoției.
Mulțumim, iată, alături de noi a fost părintele Ionuț Eremia Imbrișcă, profesor și formator la Seminarul Mare din Iași, dar și seminaristul Ionuț Lucian Minac. Nu știu dacă deja avem imagini de la catedrală, de unde, iată, vom transmite Sfânta Liturghie de hirotonire a celor 6 candidați la preoție. Iată, Sfânta Liturghie care va începe în scurt timp, în aproximativ 4 minute, să spunem așa. O Sfântă Liturghie care va fi celebrată de Preasfințitul Iosif Păuleț prin mâinile căruia acești 6 diaconi vor primi sacramentul preoției. Aș dori și să îi numesc pe cei 6 candidați la preoție, pentru că pe 2 dintre ei i-am văzut, dar mai sunt alți 4 colegi de-ai lor. Este vorba de Paul Eduard Amariei din parohia Buhonca, Iulian Mihail Echert din parohia Rădăuți, pe care l-am și avut invitat, împreună cu Paul Alexandru Vârgă din parohia Talpa. Apoi va mai fi hirotonit preot Iulian Robert Gherghel din filiala Tupilați, parohia Nisiporești, Leon Pișta din parohia Bacău, Sfântul Nicolae, iar Neculai Marstiba din parohia Izvoarele va fi de asemenea sfințit preot. El face parte din ordinul Congregația Don Orione. Așadar, îi vom însoți cu rugăciunea noastră pe cei 6 încă diaconi, să spunem așa, viitori preoți care vor sluji în parohiile noastre. Ne bucurăm că avem deja imagini, spuneam, de această catedrală deosebită, care va fi gazda sărbătorii de astăzi, o sărbătoare nu doar a preoției, dar o sărbătoare și a Sfintei Fecioare Maria, pentru că astăzi, 8 septembrie, sărbătorim nașterea Sfintei Fecioare Maria. De obicei, suntem obișnuiți ca în timpul acestor sărbători sau la sărbătorile dedicate sfinților să marcăm nașterea lor pentru cer. Ei bine, dacă este vorba de Sfânta Fecioară Maria, sărbătorim și nașterea ei pe pământ. Vedem deja așadar în imagini procesiunea care a început, procesiunea pentru Sfânta Liturghie. Îl avem din nou alături de noi pe Părintele Adrian Blăjuță, alături de care vom însoți această liturghie. Sigur că da, am revenit pentru a prezenta, pentru a însoți pe dragii noștri prieteni în aceste momente în care se desfășoară Sfânta Liturghie de hirotonire a celor 6 noi preoți. Și vom avea imaginile care vor vorbi, vom lăsa mai mult rugăciunea și cântarea să fie prezente în această transmisiune. Deja procesiunea cu Sfânta Cruce în față a intrat în catedrală, sunt diaconii care vor fi hirotoniți preoți peste câteva momente, sunt preoții din comunitățile de unde provin acești candidați la Sfânta Preoție. Catedrala, e adevărat, nu e așa cum eram noi obișnuiți de obicei din cauza situației în care ne aflăm în această perioadă, din cauza pandemiei, dar rudele, prietenii acestor diaconi sunt alături, sunt în catedrală. Corul care însoțește cântarea la această celebrare, format din seminariștii de la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, sunt colegii acestor candidați la Sfânta Preoție, care așteaptă și ei, privesc cu siguranță spre colegilor mai mari, cu speranță și așteptare pentru acest moment important. Spuneam, suntem în transmisiune directă din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Această Sfântă Liturghie de hirotonire este prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul romano-catolic de Iași, păstorul diecezei noastre. Alături de Preasfinția sa este și Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, pe care am avut la noi în ediția specială un invitat special. Și această transmisiune, ceea ce transmitem noi, această ediție specială este comentată din memorialul Anton Durcovici, realizat în preajma beatificării episcopului nostru Anton Durcovici, cu grija părintelui paroh de atunci, decan Iosif Dorcu.
iată, a rămas o amintire frumoasă, va putea fi urmărit, va putea fi vizitat acest memorial. Dar trecem la Sfânta Liturghie. Pe parcursul acestei celebrări, acestei transmisiuni, vom reveni cu mai multe informații la momentele oportune, pentru că sunt anumite momente care trebuie să fie un pic explicate. Și atât, dragi prieteni care ne urmăriți de acasă, pe acordurile finale ale cântecului cu care s-a încheiat Sfânta Liturghie de Hirotonire de aici, de la Iași, dorim și noi să continuăm ediția noastră specială cu un alt invitat pe care îl vom avea aici în studioul special amenajat în memorialul dedicat fericitului Anton Durcovici. Spuneam, s-a încheiat o sărbătoare, o sfântă liturghie pe care cei 6 noi preoți cu siguranță nu o vor uita niciodată. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia. Începând de astăzi, acești noi păstori, preoți, 6 la număr, pleacă în lume să predice Evanghelia, să-L ducă pe Hristos, vestea cea mai frumoasă pe care o putem duce, și asta încercăm să facem și noi prin echipa Ercis Media, să ducem mesajul lui Hristos în casele la cât mai multe persoane și să facem părtaș de această bucurie. Iată, s-a încheiat această celebrare frumoasă, o celebrare la care a participat și a prezidat Sfânta Liturghie Preasfințitul Iosif Păuleț, pe care îl așteptăm să vină din clipă în clipă. El este invitatul nostru special în mijlocul nostru. Și apoi a fost Preasfințitul Petru Gherghel, a fost Monseniorul Benone Farca și rectorul Institutului, Părintele Egidiu Condac, Vicarul General al Episcopiei de Iași, Părintele Paro și Decan de Iași Paul Budău, preoți, profesori, formatori de la Institutul Teologic, dar și de la Mănăstirea Don Orione. Au fost și ceilalți preoți, prieteni, poate din parohiile din care au provenit acești noi preoți, bineînțeles rudele, familia acestor noi preoți. S-a terminat Sfânta Liturghie, acum bineînțeles este momentul de felicitare, de poză, a pozelor de grup, și ei se vor întoarce pentru o Sfântă Liturghie în comunitatea lor natală, de acolo de unde provin. Duminica următoare vor avea primițiile, prima liturghie în satul natal, pentru că este important să te întorci acasă și să mulțumești pentru tot ce ți-a oferit comunitatea din care provii, acolo unde ai crescut, ai format. Și ce mulțumire mai frumoasă decât să celebrezi Sfânta Liturghie împreună cu ai tăi dragi, familia, prietenii și comunitatea din care provii. Și cred că anul acesta cu atât mai mult este așteptată această primă Sfântă Liturghie și această sărbătoare a primiției, pentru că dacă în anii trecuți catedrala din Iași era neîncăpătoare pentru familiile, prietenii celor care urmau să fie hirotoniți preoți, iată anul acesta din cauza pandemiei și a măsurilor care trebuiau luate, mulți dintre cei care își doreau să participe au rămas acasă. Cu alte cuvinte, vor fi împreună cu al lor preot nou sfințit din comunitatea lor la această Sfântă Liturghie pe care o va celebra întorcându-se în satul sau în orașul natal, depinde de caz. Și cred o bucurie care continuă cumva, continuă cu rugăciunea comunității, pentru că dacă până acum se rugau pentru el să devină un preot bun, de acum se vor ruga să continue pe acest drum al preoției, acest dar, așa cum l-a numit Preasfințitul Iosif Păuleț în cuvântul său de învățătură de astăzi, nu este un premiu, spunea el, este un premiu pe care ei, preoții, îl primesc la finalul anilor de studiu, ci este un dar și cumva este un dar pe care Hristos, Marele Preot, iată, îl împarte tuturor celor care sunt chemați, care primesc această chemare. Și în același timp, Preasfințitul Iosif Păuleț le-a reamintit noilor preoți, așa cum a făcut-o și aseară la promisiunea de credință și jurământul de fidelitate, despre exemplul Sfintei Fecioare Maria. Ne aflăm în sărbătoarea nașterii Sfintei Fecioare Maria și cumva a dorit
pe tot parcursul cuvântului de învățătură, să le reamintească preoților de faptul că trebuie să spună da asemenea Mariei și de faptul că așa cum Maria a primit o misiune și a spus da, fără să știe cumva ce va urma sau în detaliu, cam așa este, cred, și cu preoții. Ne spunea și preasfințitul Petru Gherghel în interviul dinaintea Sfintei Liturghii. Bine că nu a știut tot ceea ce va urma, pentru că, iată, poate teama de eșec sau teama de orice alt lucru ne-ar putea face să nu mai rostim acest da. Important, așadar, figura Sfintei Fecioare Maria în viața unui preot. Trebuie să nu uităm niciodată că nu suntem singuri în tot acest drum. Și drumul formării, deja de acasă, am avut niște părinți care ne-au dat un exemplu de credință. Îi avem pe atâția în jurul nostru, de asta întotdeauna mi-aduc aminte și de comunitatea mea natală și de momentul primiției, pentru că a fost un moment de mulțumire și totdeauna mă îndrept spre comunitatea mea, sigur, eu sunt de Rădugrin, dar sunt și alți, sigur, de alte comunități din care sunt preoți și e important acest lucru. Nu suntem singuri, am ajuns preoți, am avut comuniunea aceasta sacerdotală a preoților, dar și grija părintească a episcopilor noștri, pentru că este foarte important acest lucru. Mai departe, noi știm că avem acolo sus în ceruri niște mijlocitori, niște însoțitori. Sunt îngerii noștri păzitori, dar sunt și sfinții protectori și dintre toți acești sfinți, Sfânta Fecioară Maria este exemplul magistral al slujirii, al exemplului de cum să răspunzi la chemarea lui Dumnezeu, pentru că nu este ușor. Sunt momente, sigur, și frumoase, momente de bucurie, dar sunt și momente grele și atunci, poate mai mult ca în alte momente, te îndrepți și te rogi, Sfinte Fecioare Maria, și știi că în ea poți să ai o mamă. De fapt, Sfânta Fecioară Maria este mama lui Iisus, preotului veșnic, dar este și mama fiecăruia dintre noi, mama preotului. Și de multe ori am simțit cu adevărat și eu această ocrotire maternă atunci când poate au fost momente dificile. De altfel, întotdeauna, cred că fiecare dintre noi, fie preoți, fie persoane consacrate, fie laici, de multe ori parcă simțim că putem merge înainte. Sunt momente dificile și ne dăm seama că parcă, da, de unde avem această forță? Ei, această forță vine din rugăciune, poate cine știe cine s-a rugat pentru noi, de aceea mă îndrept către toți prietenii noștri și le cer încă o dată să se roage pentru preoți, să se roage și pentru noi preoți care astăzi au pășit în biserică și deja la sfârșitul Sfintei Liturghii au și primit misiunea pe care trebuie să o împlinească. Deja știu unde vor sluji. Așadar, pe de-o parte, Maria, iubiți-o pe Maria, și pe de altă parte biserica, iubiți biserica, un alt îndemn pe care preasfințitul Iosif Păuleț l-a adresat noilor preoți. Ei vor fi preoți ai lui Hristos, vor fi preoți în biserica catolică, vor fi un alt Hristos și practic, după cum spuneam și în cadrul ritului de hirotonire, atunci când ei au fost îmbrăcați cu acea haină preoțească, putem spune că una dintre semnificații este chiar aceasta, că ei nu vor lucra în nume propriu, ci vor lucra în numele lui Hristos și a bisericii. Bineînțeles, trebuie să fim conștienți că atunci când am intrat în biserică, atunci când am devenit preoți, noi suntem în comuniune. În comuniune cu păstorul local, episcopul locului, dar totodată în comuniune cu păstorul suprem, cu papa, cu urmașul Sfântului Petru. Și este foarte important să fim conștienți de acest lucru, pentru că noi nu ne reprezentăm pe noi în biserică, dar îl reprezentăm pe Hristos. Suntem un alt Hristos și acest lucru este foarte important de a fi conștienți fiecare că nu ne împlinim misiunea preoțească în numele nostru propriu, dar îl reprezentăm pe Hristos și reprezentăm biserica unde ne aflăm noi, așa cum știm foarte bine, episcopul locului este cel care
îl reprezintă pe Hristos și unde este episcopul, este biserica. Așadar, biserica, pe de o parte, Sfânta Fecioară Maria, pe de altă parte, într-o sărbătoare dedicată Sfintei Fecioare Maria, sărbătoare celebrată într-o catedrală dedicată Sfintei Fecioare Maria, așadar ne bucurăm că o avem pe Maria ca model, ca exemplu și cu siguranță și ca ocrotitoare. Vă spuneam și mai devreme că așteptăm un nou invitat special pe care ne bucurăm să-l salutăm în mijlocul nostru din nou în acest studio pe care l-am dorit, iată, nu oriunde, ci în memorialul dedicat fericitului nostru Anton Durcovici, un studio al echipei Ercis Media, preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei de Iași, lăudat să fie Iisus, bun venit! În vecii vecilor, amin, bine v-am găsit, salut pe toți cei care ne urmăresc prin media Ercis, Ercis Media, îi salut pe toți și îi invit în spirit să trăiască alături de noi bucuria zilei de astăzi, care este într-adevăr o mare bucurie pentru dieceză și pentru cei care astăzi au fost hirotoniți preoți și părinții lor. O celebrare plină de semnificație, o celebrare lungă, în care am observat diferite momente cu adevărat pătrunzătoare și mai ales pentru, credem noi, noi preoți. Cum este să fii episcop și în catedrala ta, unde este catedra, să ai prima celebrare, hirotonire de preot? Noi știm că a mai fost o celebrare la Onești, dar în catedrala în care sunteți episcop, cum, care, ce sentimente v-au... Sigur, este un moment de înălțare sufletească, un moment de mare bucurie pe care un păstor o simte atunci când împarte din darurile pe care el însuși le-a primit de la Dumnezeu. Am subliniat și în cadrul predicii de astăzi pentru faptul că nu este meritul nimănui ca să primească un dar atât de mare, fie că e vorba de plinătatea preoției pentru episcop, fie că este vorba de treapta a doua, cum se spune, pentru preoți. Este un dar cu totul deosebit pentru care trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu și să-i mulțumim. Ca păstor, sigur, simt o mare bucurie atunci când numărul lucrătorilor în via Domnului crește. Crește astăzi cu 6, mai sunt alții care sunt în seminar și urmând exemplul lor, avem convingerea că vor merge curajoși înainte ca să trăiască și ei astfel de momente. Iar pe de altă parte este o ocazie potrivită pentru toți cei care au participat la celebrare, care ne-au urmărit în direct prin mass media, o ocazie potrivită pentru a promova noi vocații la Sfânta Preoție și la viața consacrată. Totdeauna să reținem faptul că nu este un merit al nostru, nu este, am spus-o și la predică, un premiu pe care îl dă Dumnezeu unui candidat care urmează ani de zile o pregătire foarte îndelungată și acum ajunge la final. Totul este darul lui Dumnezeu și pentru aceasta îi mulțumim și ne bucurăm. Preasfințite, ați amintit de această pregătire și cumva ziua hirotonirii, cred pentru orice preot, amintește și de ziua hirotonirii sale. Cum au fost anii de formare pentru Sfinția dumneavoastră, acești ani care v-au dus ușor-ușor spre ceea ce v-ați dorit să fiți, preot al lui Hristos? Sigur, condițiile de pregătire a noastră au fost cu totul altele decât ale acelora care se pregătesc acum în seminariile noastre, seminarul mic din Bacău și seminarul mare din Iași, pentru ca să devină într-o zi preoți. Au fost condiții grele atunci când s-a redeschis seminarul și apoi încet s-au îmbunătățit. Oricum, în perioada în care eu am făcut și seminarul mic și seminarul mare la Iași, au fost condiții, eu spun, bune pentru acel timp, dar comparându-le cu cele de astăzi, au fost precare. Dar niciodată nu ne-am descurajat, am primit totul ca din mâna lui Dumnezeu, știind care este țelul pentru ce am venit în seminar, ce vrea Dumnezeu de la mine, am depășit toate aceste dificultăți, greutăți, iar mi-aduc aminte cu drag în ajunul preoție când se cânta în capela improvizată, că era după cutremurul din 77, am fost hirotonit în 79
și era improvizată o capelă în sala de recreație. Dar știu că înainte de hirotonire s-a cântat, nu mai rețin împrejurare exactă, Tedeumul, adică acea cântare de mulțumire, de preamărire a lui Dumnezeu pentru darurile primite. Și chiar mi-au dat lacrimile, mi-aduc aminte că am plâns ajungând la finalul acestui imn minunat în care se spune așa: în Tine, Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în veci. Era după 10 ani de pregătire, an după an, și după atâta muncă, după atâta trudă, punându-mi încrederea în Dumnezeu mereu, mereu, în ciuda dificultăților pe care toți le-am întâmpinat, acum cântam și se verifica acest adevăr din finalul imnului Tedeum: în Tine, Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în veci. Nu regret nici astăzi și nu voi regreta niciodată faptul că am acceptat să fac voința lui Dumnezeu, să ajung preot și mai recent episcop. Totdeauna am spus da chemării lui Dumnezeu și totdeauna îi cer ajutor ca să fiu fidel acestei vocații. Și dacă vorbim tocmai despre momentul hirotonirii, cum ați trăit acel moment? Nu vă spun, nu poate fi descris în cuvinte omenești. Din partea celui care este hirotonit, știind că în spatele său au fost atâtea transpirații, atâtea obstacole peste care a trebuit să trec, și bucuria a fost imensă. Dar m-am încrezut total în Dumnezeu. Chiar mi-aduc aminte, nu știu, ori la diaconat sau la preoție, nu știu exact, la una din aceste două hirotoniri, ne-a prins o ploaie zdravă, noi eram în fața Palatului Episcopal, o scenă improvizată, de aia spun acum a fost boierește, putem spune, condițiile în care am putut să împart darul preoției acestor 6 candidați, acum neopresbiteri, dar atunci se făceau în condiții precare, era o scenă improvizată mai mult și ne-a prins și o ploaie, încât atunci când stăteam întinși la pământ în timpul litaniei tuturor sfinților, ne-a plouat din belșug, putea să ne stoarcă cineva după, dar era și un semn, am interpretat-o și noi și cei care au participat, era curtea catedralei arhiplină de lume, eram 24 noi. Vă dați seama, numai de la fiecare să fi venit un autocar, această curte a catedralei a fost neîncăpătoare. Și toți au interpretat acea ploaie ca un belșug de har, de binecuvântare a lui Dumnezeu pentru dieceza noastră. Și cred că a fost, pentru că din seria noastră Dumnezeu a voit să fim aleși ca episcopii doi, preasfințitul, acum înalt preasfințitul și mitropolitul de București, colegul meu Aurel Percă, și de un an și ceva Dumnezeu m-a ales și pe mine ca să-mi dea plinătatea preoției. Îi mulțumesc, îi mulțumim lui Dumnezeu și îl preamărim și îl rugăm să fie mereu darnic cu ploaie de haruri asupra diecezei noastre. Așadar, ceea ce poate părea o jertfă, până la urmă, peste ani, se vede că aduce multe, multe haruri și binecuvântări. O sărbătoare frumoasă, așadar, o sărbătoare frumoasă pentru preoții nou sfințiți, care de astăzi, iată, le-ați înmânat și numirile, deci deja își pregătesc bagajele să muncească, efectiv, să slujească în parohiile unde vor activa. O sărbătoare și pentru cei de acasă însă, care știm că ne urmăresc, spuneam și mai devreme, în alți ani catedrala era arhiplină, așa cum și curtea catedralei era arhiplină la momentul hirotonirii sfinției voastre. Din cauza pandemiei, știm, mulți nu au venit, nu au putut veni, dar ne-au urmărit, sperăm noi, de acasă și continuă să o facă și în aceste ediții speciale. Un gând așadar pentru noi preoți, un gând pentru cei de acasă. Pentru noi preoți, eu le-am spus și în cadrul predicii, le-o spun și acum, dacă vor urmări sau revedea aceste imagini, le doresc să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, amintindu-și de ce mi-am amintit eu atunci când am ajuns preot: în Tine, Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în veci. Le doresc să fie statornici în preoție, să nu uite niciodată că preoția înseamnă jertfă, sacrificiu, având modelul desăvârșit în Hristos, pentru că de la El au primit preoția, El este marele și veșnicul preot. Totdeauna să se încreadă în Hristos, în puterea Harului Său
niciodată să nu se creadă ei tari și mari. Numai Dumnezeu este tare și mare, noi suntem mici, mici și totuși prețuiți în ochii lui Dumnezeu, de vreme ce ne-a făcut părtași de un dar atât de mare. Să le mulțumească, să-i mulțumească mereu lui Dumnezeu pentru darul primit și să vegheze cu grijă ca să corespundă acestui dar minunat, să fie cu adevărat ceea ce vrea și Dumnezeu, ceea ce vrea și lumea, credincioșii noștri, să fie buni și sfinți, preoți care să fie dedicați totalmente pentru cauza lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor și a trupurilor. Pentru că eu am spus de multe ori, nu putem să ne mântuim sufletul și trupul să-l osândim sau invers. Mântuirea este în totalitate, trup și suflet. Le doresc mult succes în viața de slujire preoțească. Poate unul sau altul dintre ei va ajunge episcop, poate cardinal. Dumnezeu să îi ajute și să împartă darul său cui și când vrea. Noi îi susținem cu rugăciunile noastre și pentru mine ca păstor, cât voi fi în fruntea diecezei de Iași, va fi totdeauna o bucurie să aud că unul din cei de astăzi lucrează frumos, cu dedicare totală, pentru binele sufletelor, pentru binele credincioșilor, pentru slava lui Dumnezeu. Credincioșilor care ne urmăresc acum, sigur le adresez un cuvânt de încurajare. Și în același timp, cei care sunteți rude cu unul sau altul din neoprezbiterii de astăzi, să-i susțineți mai departe în rugăciune. Eu vreau să-i felicit în mod special pe părinții acestor tineri, care acum sunt preoți, pe frații, surorile, rudele lor, pentru că germenul vocației se plămădește în familie, de acolo pornește. Dar nu înseamnă că ajungând la preoție, ei nu mai au nevoie de sprijin și de ajutor. De aceea vă îndemn, părinți, frați, rude, credincioși toți, atunci când vedeți un preot, rugați-vă pentru el. Rugați-vă ca Dumnezeu să-l ajute să fie fidel vocației, să poată face față tuturor datoriilor care îi revin. Și Dumnezeu să fie preamărit în toți. Să fie și o încurajare pentru noi vocații. Cu siguranță unul sau altul dintre copii, băieți sau fetițe simt o chemare pentru Sfânta Preoție sau pentru viața de consacrat în slujba lui Dumnezeu, într-un ordin religios sau într-o congregație, să nu spună nu chemării pe care o simt, să-și examineze această vocație, cerând sfat unui preot cel mai bine și să aibă curajul de a urma voința lui Dumnezeu, dedicându-și viața în slujba lui, fie ca preot, fie ca și persoană consacrată. Vă mulțumim, preasfințite, pentru aceste clipe pe care le-ați dăruit. Știu că e destul de greu după o celebrare așa de lungă și frumoasă. Vă mulțumim pentru aceste clipe, pentru aceste gânduri pe care le-ați împărtășit cu prietenii noștri, cei care ne privesc. Și vă mulțumim totodată pentru, și trebuie să facem acest lucru, pentru că simțim sprijinul, încurajarea pe care ne le oferiți nouă echipei RCS Media. L-am dat și îl voi da totdeauna, pentru că este foarte important acest mijloc de comunicare, care e specific și nu se poate, cred, în zilele noastre, fără aceste mijloace moderne de comunicare în masă. Vă doresc mult succes și vă susțin cât pot și cu dragă inimă. Vă mulțumim! Mulțumim și iată ne luăm și noi rămas buni în acest, de la acest studio deosebit care ne-a fost casă pentru aproape jumătate de zi, nu-i așa, memorialul dedicat fericitului Anton Durcovici. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit de acasă pe parcursul transmisiunii Sfintei Liturghii, celebrarea deosebită cu sfințirea celor 6 noi preoți, dar și urmărirea edițiilor noastre speciale. Cred că ați remarcat, vă întrerup, Oleacă, ați remarcat faptul, fiindcă suntem aici, în acest loc dedicat episcopului nostru martir, eu am făcut o aluzie scurtă, pentru că n-am voie să mă lungesc mult la predică, la episcopul nostru martir, Anton Durcovici, model de preot, model de episcop. El care a iubit biserica până acolo încât și-a jertfit viața și a murit din iubire față de Hristos, din iubire față de biserica pentru care Hristos și-a dat viață. Și le-am spus neopresbiterilor să-L urmeze în această dragoste nețărmurită pentru biserică cu B mare, cu majusculă.
Exact din acest motiv am ales și noi ca studioul nostru să fie aici și cred se cuvine să mulțumim întregii echipe, Părinte Adrian, pentru că dacă noi de aici ne-am văzut și ne-am auzit, echipa este puțin mai mare, de aceea aș dori să le mulțumim colegilor noștri de la regia tehnică lui Edi Lucaci, la sunet Silviu Vitaru și la imagine Gabriel Măriuț. Împreună v-am oferit ce am avut noi mai de preț și mai frumos în această ediție specială conturată în acest loc special. Și bineînțeles, trebuie să mulțumim privitorilor, celor care ne ascultă, celor care ne privesc, să mulțumim prietenilor noștri, pentru că împreună putem face mai mult, pentru că noi, ceea ce facem pentru ca să creăm această familie frumoasă, pentru a oferi tuturor celor de acasă, care poate nu pot participa la liturghie sau la alte momente importante din viața diecezei, să le oferim un crâmpei din ceea ce se trăiește în momentele acestea importante și dacă e posibil să facem acest lucru, este și datorită tuturor celor care ne susțin, bineînțeles, și prin rugăciune, și prin încurajări, dar și financiar. Și vă mulțumim. E o ocazie în care, într-adevăr, să vă mulțumim pentru puținul dumneavoastră pe care îl faceți, dar să știți că pentru noi e foarte important, pentru că așa putem să creștem și să mergem împreună. Împreună putem să facem mai mult. Și vă dorim în continuare o sărbătoare frumoasă împreună în familiile dumneavoastră. Îi însoțim cu rugăciunea noastră pe cei 6 noi preoți, bineînțeles, în continuare. Le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Este totuși o zi dedicată Sfintei Fecioare Maria și vă dăm întâlnire la o următoare transmisiune specială despre care cu siguranță vă vom anunța din timp. Vă mulțumim, o zi cât mai frumoasă! Lăudați să fie Iisus Hristos! Thank you.